Bine v-am regăsit! Acesta este al doilea curs de statică și ultimul curs de mecanică din seria aceasta de cursuri teoretice. Va urma o serie de cursuri aplicative care vor conține completări teoretice necesare pentru aplicarea practică a cunoștințelor, precum și aplicații ale teoriei la rezolvarea problemelor. În al doilea curs de statică voi vorbi despre echilibrul mecanic și întâi echilibrul punctului material. Trebuie să ținem seama de următoarele două lucruri atunci când ne referim la un punct material. În primul rând, un punct material nu poate efectua o mișcare de rotație. El nu are volum, nu are dimensiuni. El poate să efectueze doar mișcări de translație. Și apoi, în al doilea rând, dacă mai multe forțe acționează asupra unui punct material, atunci suporturile forțelor respective trebuie să treacă toate prin punctul material, ceea ce înseamnă că un sistem de forțe care acționează asupra unui punct material trebuie, obligatoriu, să fie un sistem de forțe concurente. Înseamnă că în cazul unui punct material nu ne interesează decât echilibrul de translație, iar condiția de echilibru de translație este aceeași cu condiția de echilibru a unui sistem de forțe concurente. Adică, un punct material este în echilibru mecanic dacă rezultanta tuturor forțelor care acționează asupra lui este egală cu zero, este nulă. Echilibrul punctului material poate să fie static, ceea ce înseamnă că punctul material este în repaus, sau poate să fie dinamic, ceea ce înseamnă că punctul material se mișcă, dar nu oricum, ci rectiliniu și uniform. Singura mișcare care poate să aibă loc fără acțiunea unor forțe. Simplu, nu? Numai că punctul material poate fi supus la legături. Legăturile sunt cauzele care limitează posibilitățile de mișcare ale punctului material sau ale unui corp, pentru că și în cazul corpurilor putem avea legături. Limitarea mișcării se poate face în mai multe feluri. De pildă, punctul material poate fi legat cu ațe de alte corpuri, cu fire. Sau se poate mișca doar pe anumite suprafețe. Legăturile pot fi înlocuite cu forțe de legătură, care apar ca reacțiuni la forțele cu care punctul material sau corpul acționează asupra legăturilor. De pildă, dacă un punct material sau un corp se găsește pe o suprafață plană, așa cum vedeți în desen, atunci asupra lui acționează două forțe. Una este greutatea, orice corp cinstit are greutate, este forța cu care corpul este atras de pământ, și cealaltă este o reacțiune din partea planului pe care stă corpul, a suprafeței pe care stă corpul și care este egală și de sens contrar cu greutatea. Și de aceea corpul se găsește în echilibru. Dar, atenție, reacțiunea N notată pe desen nu este reacțiunea greutății. Aici trebuie să avem grijă, pentru că ceea ce se întâmplă este următorul lucru. Corpul nostru este atras de pământ și asta este greutatea, cea desenată cu albastru. Dar reacțiunea greutății este forța cu care corpul atrage pământul și acea forță ne o imaginăm de obicei în centrul pământului. Și atunci de ce apare reacțiunea N? Pentru că datorită greutății corpul nostru apasă pe suprafața pe care stă. Aveți în al doilea desen această forță, notată cu N2, forța cu corpul apasă pe suprafața pe care stă, care e egală și ea cu greutatea. Și din cauza acestei forțe apare reacțiunea N din primul desen și care și ea este egală cu greutatea. Deci, deși pare simplu,
Dacă ne uităm la primul desen, de fapt avem acolo două perechi de forțe. Greutatea și reacțiunea ei, care este în centrul Pământului, și apăsarea pe care o exercită corpul asupra suprafeței pe care stă și reacțiunea din partea suprafeței. Dar din aceste două perechi de forțe, doar două acționează asupra corpului nostru. Greutatea și reacțiunea care apare din cauza apăsării pe care o produce corpul pe suprafața pe care stă. Și pentru că cele două forțe sunt egale, avem echilibru. Dacă înlocuim corpurile care produc legăturile cu forțele care apar datorită legăturilor, ca reacțiuni, așa cum ați văzut, la forțele cu care punctul material sau corpul acționează asupra legăturilor, atunci putem spune că în acest caz condiția de echilibru este ca rezultanta tuturor forțelor aplicate asupra punctului material și a forțelor de legătură să fie zero. Condiția de echilibru pentru un punct material se poate deci scrie vectorial în felul următor. Vectorul F1 plus vectorul F2 plus vectorul F3 plus așa mai departe egal cu 0. Adică rezultanta tuturor forțelor care acționează asupra punctului material trebuie să fie nulă. Iar din punct de vedere scalar avem trei ecuații pentru că mișcarea punctului material în spațiu este suprapunerea a trei mișcări. O mișcare de-a lungul axei X, una de-a lungul axei Y și una de-a lungul axei Z. Și atunci avem trei condiții de echilibru scalare. Și anume F1X plus F2X plus F3X plus așa mai departe egal cu 0, condiția de echilibru de-a lungul axei X, F1Y plus F2Y plus F3Y plus așa mai departe egal cu 0 și F1Z plus F2Z plus F3Z plus așa mai departe egal cu 0, ultimele două fiind condițiile de echilibru pe axa Y și respectiv pe axa Z. Să notăm aceste lucruri. Și acum să vorbim despre echilibrul unui solid rigid, adică al unui corp care are un volum și nu schimbă forma și dimensiunile sub acțiunea forțelor care acționează asupra lui. Principala diferență între cazul echilibrului unui solid rigid și cel al unui punct material este aceea că un solid rigid, un corp, se poate și roti, poate efectua și mișcări de rotație. De aceea, în acest caz, vom avea două condiții de echilibru, condiția de echilibru la translație și condiția de echilibru la rotație. Iar în cazul echilibrului de rotație, nu forțele ne interesează, ci momentele forțelor, pentru că așa cum am arătat în primul curs de statică, efectul de rotație al unei forțe depinde nu numai de forță, depinde de momentul forței respective. Să începem cu echilibrul de translație. Condiția pentru echilibrul de translație al unui solid rigid este aceeași cu condiția de echilibru a punctului material, adică rezultanta tuturor forțelor care acționează asupra solidului rigid, asupra corpului, trebuie să fie nulă.
Cu alte cuvinte, condiția matematică de echilibru de translație este aceeași cu cea din cazul echilibrului punctului material. Din punct de vedere fizic, există totuși o diferență. Și anume, un sistem de forțe care acționează asupra unui corp nu mai este obligatoriu un sistem de forțe concurente. Pentru că, de pildă, dacă am un disc, atunci asupra lui pot acționa două forțe paralele, forța F1 și forța F2, care nu mai sunt, deci, concurente. De fapt, o să fie mai multe forțe care pot să acționeze asupra corpului și să fie paralele între ele. Deci, nu mai am obligatoriu un sistem de forțe concurente. Dacă F1 ar fi egal în modul cu F2, atunci ar fi satisfăcută condiția de echilibru de translație, pentru că rezultanta celor două forțe ar fi 0. Și discul nostru n-ar pleca de aici, n-ar efectua mișcări de translație. Dar ar efectua o mișcare de rotație. Dar asta deja ține de al doilea aspect, și anume de echilibrul de rotație. Este foarte important de înțeles că punctul de aplicație al forțelor care acționează asupra unui corp n-are importanță atunci când discutăm doar despre echilibrul de translație. Cu alte cuvinte, chiar dacă translatăm forțele în așa fel încât să ocupe alte poziții decât cele pe care le-au ocupat la început, dacă am avut echilibru de translație la început, avem și după ce am translatat forțele. De pildă, vedeți în primul desen, trei forțe care acționează asupra unui solid rigid, și în al doilea, aceleași trei forțe, dar care și-au schimbat punctul de aplicație. Bineînțeles că și-au păstrat direcția și sensul, orientarea, pentru că altfel n-ar mai fi aceleași forțe. Dar s-au deplasat, au ajuns în alt punct, acționează în alte puncte. Și, așa cum v-am spus, asta n-are importanță. Condiția de echilibru rămâne aceeași, rezultanta tuturor forțelor trebuie să fie egală cu 0 ca să nu avem mișcare de translație, indiferent unde se găsesc punctele de aplicație ale forțelor. Acum să vorbim despre echilibrul de rotație. Un solid rigid se poate roti în jurul unui punct sau în jurul unei axe. Dacă se poate roti în jurul oricărui punct sau în jurul oricărei axe, atunci el este un solid rigid care se poate roti liber. Dar dacă se poate roti doar în jurul anumitor puncte sau doar în jurul anumitor axe, atunci el este supus la legături. Cazurile în care avem legături, în cazul mișcării de rotație, vor fi discutate la cursurile aplicative. Acum voi vorbi doar despre un solid rigid care se poate roti liber. Cauzele mișcării de rotație o constituie momentele forțelor. Și atunci, condiția de echilibru la mișcarea de rotație este următoarea. Rezultanta tuturor momentelor forțelor care acționează asupra solidului rigid față de un punct trebuie să fie nulă. Dar care trebuie să fie punctul respectiv? Aici avem o observație foarte, foarte importantă, și anume, dacă este îndeplinită condiția de echilibru la translație, adică dacă rezultanta forțelor care acționează asupra corpului nostru este nulă, atunci condiția de echilibru de rotație se poate pune pentru oricare punct, pentru ce punct vrem. Cu alte cuvinte, în cazul în care avem echilibru de translație, n-are importanță ce punct alegem pentru a pune condiția ca rezultanta tuturor momentelor forțelor față de acel punct să fie 0. Și asta ne ajută foarte mult la rezolvarea problemelor. Pentru că, să presupunem că avem un solid rigid, care are această formă,
și avem mai multe forțe care acționează asupra lui, forța F1, forța F2, forța F3, forța F4. Dacă eu pot să-mi aleg ce punct vreau ca să calculez momentele acestor forțe față de punctul respectiv, atunci de ce să nu aleg acest punct, să zicem A? De ce să fac așa? Pentru că în acest caz am scăpat de forțele F1 și F2. Pentru că momentul lor față de acest punct este 0. Și mai trebuie să lucrez doar cu momentele forțelor F3 și F4. Vom vedea mai multe despre această observație la cursurile aplicative. Și în cazul mișcării de rotație, putem avea echilibru static, ceea ce înseamnă că avem un solid rigid care nu se rotește, dar putem avea și echilibru dinamic, ceea ce înseamnă că solidul rigid se rotește, dar uniform, adică cu viteză unghiulară constantă, caz în care avem, așa cum am spus, echilibru dinamic. Să notăm! Există o legătură între echilibru și energia potențială. Să încercăm să găsim această legătură. Să ne imaginăm o bilă care se găsește într-un câmp gravitațional, condiție ușor de îndeplinit aici, la suprafața Pământului, și să considerăm cazul în care bila se găsește pe trei suprafețe diferite, așa cum vedeți în cele trei desene. În fiecare caz, bila este supusă la legături, pentru că nu se poate mișca decât pe suprafața respectivă și în fiecare caz bila este în echilibru. Ea rămâne în repaus, acolo în locul în care se găsește în cele trei situații. Și acum să ne gândim ce se întâmplă dacă scoatem un pic bila din poziția de echilibru, o mutăm într-o poziție vecină. Priviți acum aceste trei desene. În primul caz, în care bila se găsea pe o suprafață concavă, dacă scoatem bila din poziția de echilibru, atunci greutatea ei și cu reacțiunea din partea suprafeței, notată cu N, ne dau o rezultantă desenată cu roșu pe desen, care readuce bila în poziția de echilibru. Deci bila revine singură în poziția de echilibru dacă o lăsăm să facă acest lucru. Această situație se numește situația de echilibru stabil. În al doilea caz, dacă scoatem bila din poziția de echilibru, atunci greutatea ei și cu reacțiunea N din partea suprafeței au o rezultantă, forța roșie din desen, care îndepărtează bila de poziția de echilibru. Deci dacă am scos bila din poziția de echilibru și apoi o lăsăm să se miște cum vrea ea, ea nu mai revine în poziția de echilibru, ci dimpotrivă se îndepărtează de poziția de echilibru și în acest caz spunem că avem echilibru instabil. În cazul al treilea, în schimb, indiferent unde punem bila, ea va fi în echilibru, pentru că rezultanta dintre greutate și reacțiune este de fiecare dată egală cu zero, indiferent unde punem bila. Chiar dacă o deplasăm, ea rămâne în echilibru și în acest caz spunem că echilibrul este indiferent. Și acum ce legătură are toată povestea asta cu energia potențială? Energia potențială
a unui corp în câmp gravitațional se calculează cu formula MGH. Și dacă consider punctul cel mai de jos, în primul caz, pe care îl ocupă bila, ca fiind punctul în care energia potențială este 0, atunci observ că dacă deplasez bila într-o parte sau alta, ea se ridică. Deci H crește pe măsură ce mă îndepărtez de poziția de echilibru. Deci asta înseamnă că în această situație bila are cea mai joasă energie potențială față de pozițiile vecine pe care le-ar putea ocupa. În al doilea caz însă, dacă bila se îndepărtează de poziția de echilibru, atunci ea coboară. Ceea ce înseamnă că energia ei potențială scade. Atunci când se găsește în situația de echilibru instabil, energia ei potențială este maximă în poziția respectivă față de pozițiile vecine. Și în fine, în al treilea caz, dacă bila se deplasează pe suprafața respectivă, pentru că e supusă la legături, numai pe suprafața respectivă se poate deplasa, înălțimea la care se găsește rămâne aceeași tot timpul. Cu alte cuvinte, în acest caz, variația energiei potențiale nu există, este nulă atunci când bila se deplasează de o parte și de alta a poziției de echilibru sau în pozițiile vecine. Și atunci concluzia este că dacă un corp are cea mai joasă energie potențială posibilă față de pozițiile vecine pe care le-ar putea ocupa, atunci echilibrul este stabil. Dacă are cea mai mare energie potențială față de pozițiile vecine, atunci se găsește într-un echilibru instabil. Iar dacă energia potențială nu se schimbă când corpul își schimbă poziția, atunci avem echilibru indiferent. Același lucru îl putem observa și dacă vorbim despre un solid rigid suspendat, așa cum se vede în aceste trei desene. În prima situație, solidul rigid este suspendat într-un punct care se găsește deasupra centrului lui de greutate. În al doilea desen, punctul de suspensie se găsește sub centrul de greutate, iar în al treilea desen, punctul de suspensie este chiar în centrul de greutate. Și acum ce se întâmplă în acest caz, dacă scoatem corpul din poziția de echilibru, ne arată aceste trei desene, se vede că și în acest caz, în prima situație, avem echilibru stabil, pentru că dacă scot corpul din poziția de echilibru, greutatea și cu reacțiunea formează un cuplu de forțe, pe desen puteți să vedeți brațul cuplului respectiv, un cuplu de forțe care readuce corpul în poziția de echilibru, face ca să ajungă din nou în poziția de echilibru și în această situație avem echilibru stabil. În a doua situație, dacă scoatem corpul din poziția de echilibru, așa cum vedeți în desen, atunci cuplul forțelor greutate și reacțiune nu numai că nu aduce corpul în poziția de echilibru, ci îl îndepărtează de poziția de echilibru rotindu-l. Și acolo avem, deci, echilibru instabil. În fine, în a treia situație, dacă corpul este suspendat chiar în centrul lui de greutate, avem echilibru indiferent. Pentru că, indiferent de poziția corpului, nu apare un cuplu de forțe. Greutatea și cu reacțiunea din partea punctului de suspensie au tot timpul rezultanta egală cu 0 și cuplul de asemenea egal cu 0, pentru că nu există braț. Și atunci, în această situație, corpul stă în ce poziție îl punem. Cu alte cuvinte, avem echilibru indiferent. Deci, și în acest caz, observăm același lucru legat de energia potențială. În primul caz, dacă scoatem corpul din poziția de echilibru, centrului de greutate se ridică și atunci energia lui potențială, MGH, crește. În al doilea caz, dacă scoatem corpul din poziția de echilibru, centrului de greutate coboară și
Și înseamnă că în poziția de echilibru corpul nostru are cea mai mare energie potențială și din această cauză echilibrul este instabil. În schimb, dacă corpul este suspendat chiar în centrul de greutate, așa cum arată al treilea desen, atunci, indiferent cum se rotește corpul, centrul lui de greutate rămâne la aceeași înălțime. Deci nu se schimbă energia lui potențială și din cauza asta avem echilibru indiferent. Acest desen ne arată că dacă un corp este suspendat, atunci el își va găsi poziția de echilibru stabil atunci când centrul lui de greutate se va găsi sub punctul de suspensie, adică pe verticala coborâtă din punctul de suspensie. Această observație ne permite să realizăm o metodă practică pentru a găsi centrul de greutate în cazul unui solid rigid de formă neregulată, de pildă în cazul acestei bucăți de carton. Și anume, realizăm trei puncte de suspensie. Unul este aici, unul este aici, unul este aici. Ar ajunge și două, dar al treilea este de control, o să vedeți imediat. Și suspendăm cartonul de unul dintre puncte și știm că centrul de greutate trebuie să se găsească pe verticala coborâtă din punctul de suspensie. Și atunci trasăm această verticală. Apoi îl suspendăm din alt punct și din nou știm că centrul de greutate trebuie să se găsească pe verticala coborâtă din punctul de suspensie, adică pe acest segment. Dar dacă trebuie să se găsească și pe primul și pe acesta, înseamnă că trebuie să fie în punctul de intersecție al celor două segmente. Și în fine, dacă facem același lucru și cu al treilea punct de suspensie, atunci din nou centrul de greutate trebuie să se găsească pe verticala coborâtă din punctul de suspensie, adică pe al treilea segment, care, deci, și el trebuie să fie concurent cu celelalte două. Cu alte cuvinte, cele trei segmente trebuie să se întâlnească într-unul și același punct și acel punct este centrul de greutate al corpului de formă neregulată. În concluzie, dacă un corp sau un sistem de corpuri se poate mișca în așa fel încât în timpul mișcării energia lui potențială gravitațională variază, atunci el se va mișca în așa fel încât această energie să scadă, pentru că există tendința naturală de a se ajunge la echilibru stabil. De pildă, dacă avem o ladă în care avem amestecate bile de lemn și bile de fier și o scuturăm, atunci bilele de fier se vor așeza pe fundul lăzii, iar bilele de lemn vor fi deasupra celor de fier, pentru că în acest fel energia potențială a acestui sistem de bile este minimă, pentru că masa bilelor de fier este mai mare decât masa bilelor de lemn. Sau tot din această cauză, dacă avem lichide care nu se amestecă, nemișcibile, de pildă apă și ulei, atunci întotdeauna lichidul cu densitatea mai mică, în cazul nostru uleiul, va fi deasupra și lichidul cu densitatea mai mare va fi dedesubt. Pentru că, din nou, în această situație, energia potențială gravitațională a celor două lichide împreună este minimă. Să notăm! Ultimul lucru pentru azi este echilibrul corpurilor cu bază de sprijin, a corpurilor care sunt puse pe o suprafață. Priviți acest desen.
Un corp care are o bază de sprijin este în echilibru dacă verticala care coboară din centrul lui de greutate cade în interiorul bazei de sprijin. Ceea ce înseamnă că primul corp, adică cel din stânga și cu cel din mijloc, sunt în echilibru, pentru că se observă că verticala dusă cu linie punctată din centrul de greutate cade în interiorul bazei de sprijin, dar al treilea corp, cel din dreapta, nu este în echilibru, verticala coborâtă din centrul de greutate cade în exteriorul bazei de sprijin și în felul ăsta apare un cuplu de forțe, greutatea și reacțiunea N din partea planului, care răstoarnă corpul. El nu este în echilibru. Așa cum am spus la început, acesta a fost ultimul curs teoretic de mecanică din această serie și vor urma cursurile aplicative. La revedere!